Ministrul Transporturilor promite noi drumuri de mare viteză, autostrada Sudului, dar și pod peste Dunăre, care va lega Zimnicea de Bulgaria, vor lega județul Teleorman de lumea civilizată, susține Răzvan Cuc. Ministrul Transporturilor a dat asigurări de la tribuna partidului din Alexandria că toate se vor face. Nu a precizat însă și când vor fi gata. Și cel mai important, și l-a anunțat și doamna prim-ministru cu foarte mult timp în urmă, vorbim de autostrada Sudului. Suntem într-un stadiu avansat. Din cei 195 de km cât va avea autostrada Sudului, 70 vor traversa județul Teleorman. Și să văd eu că vine cineva să ne spună nouă că nu este necesară autostradă pe Sud și o să-l invit să vină pe DN6 și să mergem în cursul dimineții și după amiezii să vadă exact ce înseamnă trafic și cum e. Drumuri mai bune a promis și premierul Viorica Dăncilă, chiar dacă nu s-a pus de acord cu ministrul transporturilor în privința regimului pe care ar urma să-l aibă șoseaua de mare viteză, pe care guvernul anunță că vrea să o construiască în partea de sud a țării. Mai mult, premierul i-a atras atenția ministrului Cuc că este direct responsabil de tot ce anunță să realizeze. În momentul în care public ministrul transporturilor a afirmat acest lucru, va trebui să respecte termenele. Dacă am cerut respectarea termenelor de către constructori, de către toți cei implicați, bineînțeles că și ministrul are această obligativitate. Și dacă ministrul va fi remaniat? Domnul ministru trebuie să-și facă o foaie de parcurs și să vină cu îndeplinirea acestui obiectiv la termen. Dacă nu îl îndeplinește la termen, și a promis acest lucru atunci când avea. Ministrul Transporturilor spune că lucrarea va fi realizată în parteneriat public-privat, iar în septembrie ar putea începe procedurile de licitație pentru atribuirea lucrărilor de construcție.